Sigur, veștile de la meteorologi nu sunt tocmai bune. ANM a emis în urmă cu puțin timp trei mesaje de atenționare privind evoluția vremii în perioada următoare. Unele vorbesc despre viscol, altele despre polei și ninsori, iar o atenționare se referă la faptul că nopțile vor fi în continuare geroase. Pentru detalii, intrăm în legătură directă cu domnul Mihai Timu, meteorolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Bună ziua, domnule Timu! Da, bună ziua! Vă rog, explicați-ne la ce să ne așteptăm în următoarea perioadă. Da, păi în primul rând mesajul de ger rămâne în continuare pentru noaptea care urmează. Așteptăm emis cu câteva zile în urmă, rămâne pentru toată țara. Așteptăm minime la noapte, în general, între minus 17 și minus 10 grade. Majoritatea minimelor aici vor fi, cu mențiunea că totuși în partea de sud a țării, acolo unde cerul va fi cel mai degajat de nori, este posibil ca mâine dimineață izolat să înregistrăm și valori de minus 20 de grade, dar oricum sunt temperaturi mai ridicate decât cele din nopțile anterioare. Să nu uităm că am avut chiar și valori de minus 30 de grade la un moment dat în sudul Transilvaniei. Asta ar fi primul mesaj. Al doilea a fost actualizat, pentru că condițiile meteo se îmbunătățesc pentru cât de cât pentru partea de est și sud-est a țării. Așa cum știți, de la ora 13 până la noapte, la ora 23, rămân doar în cod galben pentru intensificarea ale vântului, dar și ninsori asociate local viscolite, județele Constanța, Tulcea, Călăraș, Ialomița, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Vaslui, Iași și Bacău. Aici vom mai avea, din păcate, în continuare, chiar dacă diminuează vântul, viteze de 50-60 de kilometri la oră, ceea ce va conduce în continuare la o viscolire a ninsorilor, în general slabe, dar și spulberarea zăpezii deja existente. Noutatea, am putea spune așa, este mesajul de informare meteo, care va intra în vigoare mâine dimineață la ora 4 și este valabil până poimâine, 13 ianuarie, ora 10. Acest mesaj vizează intensificările ale vântului, zăpada spulberată și poleiul. În acest interval ne așteptăm în primul rând la munte, ca vântul să se intensifice, vorbind de viteze de 60-70 de kilometri la oră, iar pe creste rafale ce vor depăși temporar 80 de kilometri la oră. Prin urmare, în această zonă, mai ales în zona montană de munte, va fi o viscolire destul de puternică a zăpezii. Pe de altă parte, pe parcursul zilei de mâine, intensificarea ale vântului așteptăm și în partea de sud, sud-est și de centru. E adevărat, cu viteze mai mici, 45-50 de kilometri la oră, dar și acestea vor mai spulbera zăpada depusă în zilele care au trecut. Și de asemenea trebuie să mai facem mențiunea că începând din a doua parte a zilei de joi va începe să ningă, în general slab, cantitativ, în zonele de munte, dar local și în regiunile intracarpatice. Însă poi mâine dimineață, vineri dimineață și în primele ore ale zilei de vineri, în vestul țării, din păcate, vor apărea și precipitații sub formă de lapoviță și ploaie și având în vedere că vor fi temperaturi negative la nivelul solului, se va produce fenomenul de polei. Așadar, o iarnă grea pentru următoarea perioadă. Mulțumesc, domnule Timu, pentru intervenție și pentru explicații. Din nou, temperaturi foarte scăzute, posibilitatea de apariția poleiului, vânt puternic și, mai grav de atât, încă un episod de ninsoare. E drept că ninsoare ceva mai slabă în următoarele 2-3 zile, așadar.